Chiar dacă a remizat acasă, scor 0-0 cu cei de la Metalurgistul Cugir, locul secund din play-off-ul Serie A noua din Liga 3 de fotbal, Corvinul Hunedoara s-a calificat deja în barajul de promovare pentru eșalonul secund. Mai mult, Corvinul mai are nevoie de doar 5 puncte în 7 meciuri pentru a termina play-off-ul pe primul loc, iar primele pot veni sâmbătă 16 aprilie de la ora 17 când va evolua în deplasare la Unirea Ungheni. Cu toate acestea, antrenorul hunedorenilor Florin Maxim a fost ușor dezamăgit de rezultatul din partida cu Cugirul și speră ca jucătorii săi să-și schimbe atitudinea din teren, întrucât vor veni meciuri cu o miză mult mai mare. Primul meci în care n-am marcat așa, cumva sunt fericit că nici n-am luat gol. Puțin, poate și mesajul meu, eu l-am transmis jucătorilor că avem nevoie de toți jucătorii, să-i rulăm, și, dar mesajul meu a fost altul. Dacă ei îl percep, cum l-au perceput și în prima repriză, unde n-am fost mulțumit, ce am pregătit noi nu s-a pus în practică absolut deloc, deci absolut deloc, și asta mă deranjează puțin, dar în a doua repriză am intrat mai conectați puțin în joc, zic eu, am avut și câteva șanse, ne așteaptă niște meciuri grele, sunt niște meciuri cu încărcătură, ca și cel de azi, uităm echipa de pe locul 2, ne putem întâlni cu Girul la meci decisiv de baraj, dacă va fi așa clasamentul. Puțin abordarea trebuie cu totul alta, zic eu, din primul minut, că și revenirile astea cumva vin și pe fondul unei pregătiri bune, că nu poți să revii dacă nu ești bine pregătit, dar în momentul în care intrăm din primul minut, că tot asta discutăm, mă aștept la mai mult din partea fiecărui jucător. Asta aștept de la o echipă care are 15 puncte, nici nu știu, 17 puncte față de locul 2. Adică n-ar trebui să existe presiune atâta timp cât tu îți dorești să ajungi fotbalist, dar mai avem de lucru. În play-off-ul Serie A 7, CSM Deva, care a jucat mai bine de o jumătate de repriză în inferioritate numerică, a pierdut pe final de joc cu 1-0 deplasarea de la liderul CSM Reșița. Antrenorul Devei Ștefan Nanu a fost mulțumit de joc și și-a făcut deja calculele pentru ca echipa sa să termine pe poziția secundă, pe care o ocupă și în prezent și care asigură calificarea în barajul pentru Liga a doua. Un prim pas în acest sens poate fi făcut vineri 15 aprilie de la ora 17, când devenii vor juca la orăștie cu Pandurii Târgu Jiu. Având în vedere obiectivul lor promovarea, un buget care depășește media echipelor din Liga 2 la multe echipe, am făcut un joc bun. Ne-a lipsit 7-8 minute de a veni cu un punct de acolo. Am întâlnit o echipă cu 11 jucători de Liga 1, o echipă cu calitate, o echipă cu un obiectiv clar, promovarea. Noi suntem în grafic, am urmărit de la început să prindem play-off-ul, suntem pe locul 2 la 10 puncte de Pandurii, urmează jocul cu Pandurii, un joc foarte greu, și Pandurii cu obiectiv de promovare, cu un buget destul de mare pentru că depășește dublu bugetul nostru lunar. Va fi un meci, din punctul meu de vedere, deschis oricărui rezultat. Sunt jucători și la Pandurii care au evoluat în Liga 1, Liga 2, dar sunt încrezător în acești băieți, pentru că rezultatele care au venit până acum au venit pe un fond de jocuri bune, pe un fond de calitate a jucătorilor și atitudine foarte bună, și sper ca la meciul cu Pandurii să putem să scoatem un rezultat bun ca să putem să îndeplinim obiectivul. Sunt 10 puncte între noi și Pandurii, avem 3 meciuri directe cu ei, 2 acasă, 1 afară. Am nevoie din aceste 3 jocuri de 4 puncte. Cu 4 puncte cu Pandurii, obiectivul nostru de a merge la baraj este îndeplinit. În play-out-ul din aceeași serie, Jiul Petroșani a pierdut cu 5-1 la Viitorul Șimian, dar are 13 puncte față de primul loc retrogradabil. În schimb, Aurul Brad, deși rămâne ultima în clasament, continuă să spere după ce a trecut acasă cu 3-0 de Gilortul Târgu Cărbunești. Jiul și Aurul se vor înfrunta între ele în etapa a treia din play-out, meciul urmând a se disputa sâmbătă 16 aprilie de la ora 17 la Petroșani.